să colaboreze împreună tineretul din Serbia de Răsărit și tineretul din Voivodina. Acum nu activează ca pe timpuri filialele, cu excepția celei din Novi Sad, care este mai activă, a filialei din Torah, care a fost foarte activă până nu a decedat regretatul prieten, profesorul Olimpiu Baloș, Spiritus Movens al manifestării Eminescu Îndurată Eternă, care în deceniu jumătate s-a organizat tradițional la Torac. Mai sunt active și filiale din Uzdin, din Cuvin. Chiar acum, recent, s-a organizat la Cuvin Ideea Cuviniană. Bineînțeles, sunt și multe alte manifestări organizate de diferite departamente ale Societății de Limba Română, dar filialele erau pe timpuri cele mai importante. Vă amintiți, stimate coleg, cum au activat pe timpuri filialele? Da. Îmi amintesc însuși începutul, prin anii 62, eram elev al școlii elementare Petru Albu din Torac. Profesoara ne-a fost regretată, profesoară Felicia Petrovici. Anii următori, nu știu precis chiar în ce an s-a format filiala Societății de Limba Română din Begheiții, pe timpurile acestea, președinte fiind însuși profesoara Felicia Petrovici, am avut întruniri ale filialei la școala elementară, unde erau prezenți profesorul dr. Radu Flora și poeții din acele timpuri, Ion Bălan, Mihai Avramescu, Mihai Condali și așa mai departe. De la Torac ați trecut la Zrenia, unde de asemenea ați fost activ. Da, trecând la școala medie din Zrein, acolo am avut filiala Societății de Limba Română din Zrein, condusă de profesorul dr. Radu Flora. Printre cei prezenți pe acolo era profesorul Emil Filip, avocatul Liviu Slepădat, Tanase Iovanov și așa mai departe. Activitatea în sânul Societății de Limba Română ați continuat-o și la Novi Sad, unde ați fost și în conducerea filialei din Novi Sad, secretar Anenșir, iată și până astăzi. În mult timp a fost și președinte al filialei. Da, în anul 1974, angajându-mă aici, am continuat activitățile mele în cadrul filialei Societății de Limba Română, condusă pe atunci de Laza Ștefan, ulterior Teodor Munteanu, Idvorian Vichente, toți decedați. Îmi amintesc că eram într-un timp atât de activ că aproape în fiecare miercuri organizam câte o întrunire. Era de fapt cererea studenților. Pe timpurile acelea erau foarte mulți studenți în Novi Sad. Bineînțeles, vremurile și-au spus cuvântul, nu erau internetul, calculatorul, televiziunii și îndeosebi eram foarte bine sprijiniți de organele statului, primind ajutoare materiale pentru fiecare activitate pe care o făceam. Incontestabil, când se vorbește despre Societatea de Limba Română din Voivodina, Spiritus Movens, Spiritus Rector al acesteia a fost profesorul universitar dr. Radu Flora. Regretatul lingvist, dialectolog, scriitor, traducător, poet, folclorist, nu știu ce tot n-aș putea spune despre acest profesor care a alcătuit și manuale și antologii, care a făcut și pentru necesitățile românilor de pe meleagurile noastre și dicționare, sârbo-român, româno-sârb, etc., etc. Și pe merite, actuala conducere a Societății de Limba Română organizează în mod tradițional manifestarea Memorialul Radu Flora. Și în fiecare an, între 3 și 5 septembrie, începând cu data de 3 la Satul Nou, localitatea natală, satul natal al regretatului profesor, cu manifestările care se organizează acolo, cu părăstasul, o mică sesiune științifică, și în aceeași zi și la Biblioteca Orășenească din Belgrad se organizează o microsesiune, respectiv în a doua zi la Novi Sad cu diferite manifestări, lansări de carte, etc., etc. Și se termină cu simpozion internațional care se organizează în mod tradițional la Zrenjanin pe data de 5 septembrie. Și anul acesta se organiza
și această manifestare, la fel cum se organiza și colonia literară, la fel cum se organiza și manifestarea devenită tradițională, colindătorii la Casa Românească și multe alte reuniuni, întâlniri ale cadrelor didactice, ale traducătorilor, ale cercetătorilor limbii române și a tuturor care contribuie la cultivarea limbii române literare pe meleagurile noastre. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva. Vi gledate emisiju Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Evo, na samom početku malo da se podsjetimo 90-ih. Neki baš i ne vole da se prisjećaju tih godina. Ali 90-ih godina smo se...